Bun venit, dragi elevi, la o nouă lecție de educație socială, Autoritățile statului român, Autoritatea legislativă, o resursă pentru clasa a șaptea. Aproape zilnic auzim în mass media cuvinte precum lege. O nouă lege privind mediul înconjurător a fost elaborată de Autoritatea legislativă sau Parlamentul României s-a întrunit în ședință comună. Senatul, Camera Deputaților, legea a fost publicată în Monitorul Oficial. Oare ce este Parlamentul României, dar o autoritate legislativă? În lecția de astăzi vom afla răspunsuri la toate aceste întrebări. Potrivit Constituției României, Parlamentul este autoritatea legislativă a statului român care elaborează legi cu caracter obligatoriu pentru toți cetățenii. Parlamentul țării noastre este bicameral, alcătuit din două camere, Camera Deputaților și Senatul. Parlamentarii sunt aleși de cetățeni prin vot pentru un mandat de 4 ani. Însă, care este rolul lor? Ce fac mai exact parlamentarii, deputații și senatorii? Reprezintă interesele cetățenilor în domenii precum educație, sănătate, ordine și liniște publică. Însă lista nu se oprește aici. Continuați voi lista cu alte domenii de interes pentru cetățeni, ajutându-vă și de imagini. Cele două camere ale Parlamentului lucrează de regulă în ședințe separate, pot lucra însă și în ședințe comune, în anumite situații prevăzute de Constituție pentru primirea mesajului președintelui României, aprobarea bugetului de stat, precum și altele. Pentru a afla mai mult, citește articolul 65 din Constituția României și completează lista cu cel puțin 3 situații prevăzute în cuprinsul acesteia. Sunt sigură că te vei descurca. Așa cum am aflat pe parcursul lecției de astăzi, legile cuprind norme, reguli cu caracter obligatoriu, atât pentru persoanele fizice, indivizii, cât și pentru entitățile juridice, societăți comerciale, organizații neguvernamentale, etc. După adoptarea lor, legile se publică în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare la o dată prevăzută în cuprinsul legii, iar din acel moment, nimeni nu mai poate invoca necunoașterea legii. Dar ce este Monitorul Oficial? Este o publicație oficială a statului român în care apar, se publică actele prevăzute de Constituție, legi și alte acte cu caracter obligatoriu. Însă, vom afla în lecțiile următoare că de la finalizarea elaborării legilor în Parlament până la publicarea lor în Monitorul Oficial, este nevoie și de aprobarea președintelui României. Este momentul să aplicăm ceea ce am învățat astăzi. Numește 2 moduri prin care poți afla conținutul unor legi. Numește 2 moduri prin care poți afla conținutul unor documente elaborate în școala în care înveți. Propune spre dezbatere și aprobare, la nivelul clasei tale, 3 reguli cu caracter obligatoriu pentru întreaga clasă. Te-ai gândit vreodată să redactezi o scrisoare sau un e-mail deputatului sau senatorului din circumscripția ta electorală, prin care să-l inviți la o lecție în care să prezinte activitatea pe care o desfășoară în Parlament? Este un bun prilej pentru a afla ceea ce fac deputații și senatorii pentru cetățeni. Valorifică această activitate fie în timpul anului școlar, fie în săptămâna școală altfel. O resursă educațională în cadrul proiectului CRED.